Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, Domnul Isus nu a favorizat pe cineva nici atunci când a fost pe pământ și cu siguranță nu o face nici acum. El nu mergea numai în casele celor bogați, dar nici nu numai în casele vameșilor. Oriunde era invitat, Domnul mergea și onora orice invitație. Însă atunci când era ceva de semnalat, o făcea fără menajamente. Acesta este și cazul pe care îl găsim în deschiderea acestui capitol cu numărul 14 din Evanghelia după Luca. Domnul Isus este invitat din nou la cină în casa unui fariseu și de data aceasta se va întâmpla ceva deosebit. Într-o zi de sabat, Isus a intrat în casa unuia din fruntașii fariseilor ca să prânzească. Fariseii îl pândeau de aproape. Trebuie să mărturisesc că dacă un fariseu m-ar fi invitat la cină cu scopul de a mă spiona, aș fi refuzat să merg. Fariseul căuta să vadă la Isus un lucru care să-l discrediteze. Primul verset ne înfățișează atmosfera, tonul și culoarea situației. Este preludiul dinaintea cinei care a produs tensiunea emoțională. Înaintea lui era un bolnav de dropică. După cum vedeți, a fost deja pusă o cursă pentru a-l prinde pe Domnul nostru. Cred că omul acesta a fost pus acolo intenționat pentru a-l provoca pe Domnul Isus să-l vindece în ziua de sabat. Dar observați ce face Domnul. Isus a luat cuvântul și a zis învățătorilor legii și fariseilor. Oare este îngăduit a vindeca în ziua sabatului sau nu? Ei tăceau. Domnul a pus întrebarea mai întâi, iar ei se tem să-i răspundă. Atunci Isus a luat de mână pe omul acela, l-a vindecat și i-a dat drumul. Pe urmă le zis, Cine dintre voi, dacă îi cade copilul sau boul în fântână, nu-l va scoate în data afară în ziua sabatului? Dacă boul sau măgarul lor cădea într-o groapă, ei s-ar fi grăbit să-l scoate de acolo. Cu alte cuvinte, dacă unul dintre acești oameni vicleni ar fi avut o pană de cauciuc în ziua de sabat, ar fi rezolvat-o, nu ar fi lăsat-o așa. Domnul știa foarte bine ce ar fi făcut ei. De aceea îl vindec pe acest om. El este în necaz și are nevoie de ajutor, pare să le spună Domnul Isus. Și n-au putut să-i răspundă nimic la aceste vorbe. Acest incident a creat tensiune înaintea cinei propriu zise. Apoi, când a văzut că cei poftiți la masă alegeau locurile din tâi, le-a spus o pildă. Acum urmează o scenă savuroasă. Îngăduiți-mi să vă explic de ce. Pe vremea aceea nu se puneau pe masă cartonașe cu numele invitațiilor care să arate locul în care trebuia să se așeze fiecare. Cred că acestea au fost inventate de o gazdă care a vrut să-și păstreze mobila intactă. Fără aceste cartonașe avea loc o goană nebună pentru ocuparea locurilor cele mai bune la masă. Pe vremea aceea, la o masă erau patru locuri de onoare. Se foloseau un fel de canapele joase, nu scaune, iar oaspeții stăteau lungiți pe ele. Pe fiecare latură a mesei erau trei locuri. Unul din centru, pe fiecare latură apoi era ocupat locul de onoare, ceea ce însemna că existau patru locuri de onoare la fiecare masă. În capul mesei erau locurile 1, 2 și 3. Locul numărul 2, cel central, era locul de onoare pe latura aceasta. Pe a doua latură a mesei se aflau locurile 4, 5 și 6, dintre care 5 era locul de onoare. Mai departe, pe a treia latură veneau locurile 7, 8 și 9, iar locul de onoare era numărul 8. În sfârșit, pe ultima latură erau locurile 10, 11 și 12, cu locul 11 ca loc de onoare. După cum observați, locul din mijloc era întotdeauna locul de onoare. Bineînțeles că un fariseu bătrân nu se putea mișca tot atât de repede ca unul tânăr. Când bucătarul striga și anunța că se servește masa, fariseul mai în vârstă, care se postase cât mai aproape posibil de masă, se grăbea să ajungă la locul numărul 2, numai că un fariseu tânăr ajungea acolo înaintea lui. În acest caz, cel mai în vârstă dădea colțul și se repezea să ocupe locul numărul 5, dar și acolo se pare că stătea cineva deja. Fariseul trece mai departe, spre locul numărul 8, și nici acolo nu ajungea, și cu ultime eforturi ajungea la locul numărul 11, care era totuși un loc de onoare, deși cel mai puțin important. Acolo se trântea epuizat pe canapea. Vă puteți închipui ce imagine hilară ofereau acești oameni care se grăbeau și se repezeau să ocupe locurile de onoare la masă. Acum, domnul vrea să le corecteze aceste apucături și să învețe bunele maniere. Iată ce le spune. Când ești poftit la cineva la nuntă, să nu te așezi la masă în locul din tâi, că nu cumva printre cei poftiți de el să fie altul mai cu vază decât tine, și cel ce te-a poftit pe tine și pe el să vină să-ți zică, dă locul tău omului acestuia. Atunci, cu rușine, va trebui să iei locul de pe urmă. Ci când ești poftit, du-te și așează-te în locul cel mai de pe urmă. Pentru că atunci când va veni cel ce te-a poftit să zică, prietene, mută-te mai sus, Lucrul acesta îți va face cinste înaintea tuturor celor ce vor fi la masă împreună cu tine. Domnul Isus le spunea, când sunteți invitați la masă, nu vă grăbiți să ocupați locul de onoare. Poate că gazda s-a gândit la altcineva pentru acel loc. În acest caz va veni la voi și vă va spune, ocupă-te rog celălalt loc pentru ca oaspetele meu de onoare să stea aici. Într-o asemenea situație, cel vizat trebuia să se mute doar un loc, dar era ceva rușinos. Când sunteți invitați la masă, spune domnul, duceți-vă spre locul cel mai puțin important. Nu veți avea niciun fel de probleme să-l ocupați, pentru că nimeni nu va alerga spre el. Apoi, când va veni gazda, vă va spune: Dar, dumneavoastră sunteți oaspetele meu de onoare, așa că veniți să stați pe locul de onoare, și altcineva, în cazul acesta, va trebui să se mute ca să vă facă loc. Acestea erau bunele maniere pe care domnul încerca să le introducă în comportamentul lor. Domnul Iisus se extrage un principiu important din acest incident. Căci oricine se înalță va fi zmerit și cine se zmerește va fi înălțat. Acesta este un principiu important pentru noi, cei care suntem credincioși. Mai departe, Domnul Iisus îi atrage atenția gazdei. A zis și celui cel poftise, când dai un prânz sau o cină, să nu chemi pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii tăi bogați, ca nu cumva să te cheme și ei la rândul lor pe tine și să iei astfel o răsplată pentru ce ai făcut. Ci când ai o masă, cheamă pe săraci, pe schilozi, pe orbi, pe șchiopi și va fi ferice de tine pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească, dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Iată un alt principiu cei mai mulți dintre noi avem cam aceeași oaspeți la cină. Săptămâna următoare ne ducem noi la unii din grup și apoi la alții și tot așa. Suntem mereu, de fapt, la aceeași masă. Sunt mese organizate prin rotație. Domnul spune că nu este o practică recomandată. Nu este nimic greșit în a invita la cină grupul vostru de prieteni din când în când, dar dacă vrei să faci un bine, trebuie să te gândești la cei ce nu au nimic. Aceea care nu poți să să-ți răsplătească, aceea care nu poți să te invite la masa lor săptămâna viitoare. Căutați să faceți câteva lucruri pentru care să nu așteptați niciun fel de răsplătire. Dragii mei, cred că sunt bune toate aceste exemple, și cel referitor la maniere, și cel referitor la binefacere. Adesea suntem ispitiți să uităm de bunele maniere în casa Domnului, în relațiile dintre noi. Ne gândim că nu contează prea mult. Din potrivă, ele vorbesc foarte mult despre atitudinea noastră, despre locul pe care celălalt îl ocupă în inima noastră, despre importanța pe care îi o dăm lui și importanța pe care ne-o atribuim nouă. Vă puteți imagina ce tensionat ajunsese să fie această cină? Totul începuse cu vindecarea bolnavului de dropică în fața tuturor. Apoi domnul i-a privit pe oaspeți în ochi și le-a îndreptat purtarea proastă. Apoi și-a corectat gazda, Credeți-mă, atmosfera era deja încărcată. Nimeni nu mai spunea niciun cuvânt, dar tocmai atunci intervine Domnul Isus. Unul din cei ce ședeau la masă cu el când a auzit aceste vorbe i-a zis, ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Fără îndoială, aceasta era una din acele platitudini fal pioase pe care acest om obișnuia să le spună. În acele momente încărcate de tensiune și stânjeneală, se trezește acesta să vorbească și spune ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Mi-aș fi dorit să fiu acolo pentru că l-aș fi întrebat, ce vrei să spui cu asta? Mă că ar fi putut să-mi spună ce însemnau aceste cuvinte. Cel puțin eu nu am găsit niciun comentator care să oferă o explicație pentru cuvintele acestui personaj. Această afirmație nu era nimic mai mult decât un clișeu religios. Cu siguranță, Ați auzit și dumneavoastră numeroase platitudini pioase, clișee religioase. Unul din clișeele cele mai comune este Domnul să fie lăudat. Este minunat să-L lauzi pe Domnul cu adevărat, dar este cumva obositor să auzi pe cineva repetând des aceste cuvinte, fără ca inima lui să simtă acest lucru, fără ca acțiunile lui să demonstreze acest lucru. Am face bine să ne ferim de aceste clișee. Domnul nu l-a lăsat pe acest om să treacă nebăgat în seamă cu clișeul lui anonim. Isus s-a întors spre el, sunt convins că l-a privit în ochi, și a spus. Și Isus a zis, Un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. La ceasul cinei a trimis pe robul său să spună celor poftiți, Veniți căci, iată, toate sunt gata. Acum, lucrul acesta era destul de obișnuit, se obișnuia ca invitația lui astfel de cină să fie trimisă cu mai mult timp înainte, dar în ziua ospățului era făcut o invitație personală. Dumnezeu a făcut și el o astfel de invitație. Ce face omul cu ea? Dumnezeu vă invită la mântuire. Nu puteți plăti pentru a fi prezenți la acest ospăț. Nu puteți trage niciun fel de sfor pentru a fi la această masă. Prezența voastră aici este asigurată numai de Harul lui Dumnezeu. Iată cum formulează Pavel acest lucru în epistola adresată a Efesenilor, în capitolul 2, versetele 8 și 9. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Sunteți participanți la această cină numai dacă primiți un dar. Singurul lucru care îi va putea alunga pe oameni din cer este refuzul de a accepta această invitație făcută de Domnul nostru. Domnul Iisus a spus, tu spui, ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Dar acesta nu este decât un nonsens plin de falsă pioșenie. Iată ce au făcut oamenii cu invitația lui Dumnezeu. Dar toți, parcă fusese răvorbiți, au început să se dezvinovățească. Cel din tâi a zis, am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd, rogute, iartă-mă. Aceasta nu este o scuză, este un alibi. Cineva a spus, un alibi este o minciună îndesată în pielea unei scuze. Niciunul din cei invitați nu a spus, nu voi veni la cine. Ei au prezentat tot felul de scuze pentru a ascunde faptul că nu doreau să vină. Primul om care și-a prezentat scuza era fi un mincinos, fi un nebun. Vă puteți imagina cum e să cumpere o proprietate fără să o vezi mai întâi? Un altul a zis, am cumpărat cinci perechi de boi și mă duc să încerc. încerc. Iartă-mă, te rog, Primul om a îngăduit posesiunilor materiale să-l împiedice să vină la cel ospăți. Cel de-al doilea se lasă ținut deoparte de afacerile lui. Încă o dată trebuie să spun că acesta era fi un mincinos, fi un nebun. Cum ar fi putut acest om să se apuce de arad noaptea? În niciun caz nu aveau câmpul luminat pe vremea aceea. Trebuie să-mi câștig existența. Nu este formula cea mai indicată pentru a te scuza când este vorba despre lucrurile spirituale. Este o formulă pe care o aud cel mai des în aceste zile, din păcate. Oamenii sunt atât de ocupați cu afacerile lor, încât nu mai au timp pentru Dumnezeu. Veți descoperi că va veni ziua în care viața voastră se va sfârși și afacerea voastră va merge la fel de bine și fără voi. Un altul a zis, tocmai acum am măsurat și de aceea nu pot veni. Era o lege în Israel care prevedea că bărbatul era scutit de armată dacă se însura. Acest om a folosit scuza cea mai slabă din toate. De ce nu și-a luat soția cu el să vină împreună la o spăți? Afecțiunea lui firească l-a ținut departe de acest spăți. Am auzit mulți oameni spunând: Nu vin la biserică pentru că duminica este singura zi în care pot sta cu familia mea. Dar oare familia ta nu are nevoie de biserică? Acestea sunt lucrurile care îi țin pe oameni departe de Dumnezeu și care au acest efect mai mult decât altele posesiunile materiale, afacerile, afecțiunea firească, sunt toate piedici pentru unii înaintea împărăției lui Dumnezeu. Câți oameni sunt departe de Dumnezeu astăzi din cauza acestor lucruri? Ei bine, Dumnezeu va a trimis o invitație. Este scrisă cu sângele Domnului Iisus Hristos și vă cheamă la Marea Masa Mântuirii. Când s-a întors robul, a spus stăpânului său aceste lucruri. Atunci stăpânul casei s-a mâniat și a zis robului său, Du-te de grab în piețele și ulițele cetății și adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi și șchiopi. La urmă robul a zis, Stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit și tot mai este loc. Și stăpânul a zis robului, Ești la drumuri și la garduri și pe cei ce vei găsi, silește-i să -i intre ca să-mi umple casa. Căci vă spun că niciunul din cei poftiți nu va gusta din cina mea. Aceasta era o afirmație foarte severă. Severă pentru evrei care ascultau această pildă a Domnului nostru, severă și pentru noi dacă nu ascultăm invitația lui Dumnezeu. Pentru că este respingerea pe care Dumnezeu o face de această dată. Suntem excluși din cauza refuzului nostru de a accepta voia lui Dumnezeu și invitația lui. Dar să nu credeți că Domnul rămâne fără oameni. Vedeți, aici nu este un sistem comercial dacă cineva inițiază o acțiune de boicot, atunci partea afectată va ajunge să facă anumite compromisuri, pentru ca în cele din urmă să ajungă la împăcare. Nu se petrece la fel în cazul împărăției lui Dumnezeu. Aici este vorba despre sfințenia lui Dumnezeu, despre dreptatea lui Dumnezeu și aceste aspecte nu sunt negociabile. El reprezintă natura lui Dumnezeu și noi nu putem și nici nu avem menirea să cerem lui Dumnezeu să fie altfel decât este. El este desăvârșit. Noi suntem păcătoși. El este desăvârșit. Noi avem nevoie de schimbare. Desigur, acele cuvinte erau adresate în mod special poporului evreu, care nu a vrut să asculte de Dumnezeu, și atunci Dumnezeu a intervenit deschizând porțile împărăției sale pentru întreaga omenire. Însă, la fel de bine, trebuie să luăm și noi seama la modul în care răspundem invitației făcute de Dumnezeu. El este un Dumnezeu bun plin de dragoste și generozitate, dar nu putem să-l refuzăm la nesfârșit. Împreună cu Isus mergeau multe noroade. El s-a întors și le-a zis, Dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevastă sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Dragi prieteni, după cum puteți observa, afirmațiile Domnului Iisus Hristos adesea șochează. Aceste versete pur și simplu spun că trebuie să-l punem pe Dumnezeu pe primul loc. Devotamentul unui credincios pentru Dumnezeu trebuie să fie de așa natură încât, prin comparație, restul pare ură. Căci cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească. Pentru ca nu cumva, după ce a pus temelia, să nu-l poată sfârși, și toți cei ce-l vor vedea să înceapă să râdă de el și să zică: Omul acesta a început să zidească și n-a putut isprăvi. Decizia de a-l urma pe Hristos costă. La fel, dacă vrei să fii ucenicul lui, te va costa ceva. Gândiți-vă bine, prieteni. Ar trebui să evaluați costurile înainte de a lua o decizie. Sau, care împărat, când merge să se bată în război cu un alt împărat, nu să mai întâi să se sfătuiască dacă va putea merge cu 10.000 de oameni înaintea celui ce vine împotriva lui cu 20.000. Altfel, pe când celălalt împărat este încă departe, îi trimite o solie să ceară pace. Tot așa, oricine dintre voi care nu se leapă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Omul este mântuit dacă îl primește pe Domnul Isus Hristos ca mântuitor personal, dar nu îl va urma și nu-i va sluji Domnului dacă nu este dispus să facă un sacrificiu. Și aici, dragii mei, este vorba despre tot ceea ce ține de viața noastră. Este vorba despre relațiile noastre, este vorba despre preocupările noastre. Domnul Isus Hristos știe ce înseamnă să-ți dăruiești inima. Tocmai de aceea El ne spune să ne facem bine socotelile. Observați, vă rog, gentilețea Domnului nostru. El nu vine să ne forțeze. El nu vine să influențeze decizia noastră. El ne atrage doar atenția asupra ceea ce implică decizia noastră. Pentru că vrea ca odată luată această decizie să o facem cu toată bucuria, să gustăm toate bine binecuvântările pe care le găsim în Domnul nostru. Este o diferență între a fi credincios și a fi ucenic al lui Isus. Din nefericire, nu toți credincioșii sunt ucenici. Și iată cum exemplifică Domnul Isus Hristos lucrul acesta. Sarea este bună, dar dacă sarea își pierde gustul ei de sare, prin cei se va da înapoi gustul acesta. Atunci nu mai este bună nici pentru pământ, nici pentru gunoi, ci este aruncată afară. Cine are urechi de auzit, să audă. Cred că este importantă această formulare. Cine are urechi de auzit, să audă. Este o atenționare pentru mulți. Adesea avem senzația că auzim ce spune Domnul, că înțelegem ce spune El. Dar se pare că adesea uităm ceea ce spune El, sau nu considerăm că este important. Domnul nostru ne atrage atenția că, odată luată decizia de a merge după El, vrem să-i fim ucenici, este foarte important să ne purtăm ca niște ucenici. Ori, nu mai stând în părtășie cu El, mai păstrând puternică relația cu El, vom putea avea acea putere de a săra, acea putere de a merge în orice loc și a fi identificați ca ucenici ai Domnului Isus Hristos, transmițând din dragostea Lui, din grija Lui față de cei din jur. Nimic nu este mai nefolositor decât sarea care și-a pierdut puterea de a săra. Fie ca Domnul să ne ajute să nu mai fim creștini nefolositori, să nu fim doar niște simpli credincioși, ci să fim ucenici ai Domnului nostru. Se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico.